Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vedem ce se mai întâmplă în Marea Britanie. Britanicii trăiesc acum, mulți dintre ei, unii dintre ei, trăiesc ca românii în anii 80. Dintr-un punct de vedere, stau la cozi pentru benzină și rafturile magazinelor sunt goale, nu le-a tăiat încă curentul, dar nu poți să știi niciodată. Deci e penurie mare de benzină, unii încearcă să facă stocuri. Am citit, povestea cineva pe net, fratele lui este șofer de camion în Marea Britanie, pe un Reddit undeva, niște englezi. Și spunea că ăla avea o cisternă, se ducea la niște benzinării și în spatele lui se forma coloană. Deci îl urmăreau cu mașina. Mai țineți minte mașina? Și speriata l-a urmărit 2 ore cu mașinile ca să vadă unde se duce cu benzina. Da, da, da. Mai țineți minte mașina de înghețată? Cum umbla pe străzi? Erau niște mașini de înghețată. Aveam de-astea. Bine, să știi că, nu știu, dar câteodată un exercițiu de ăsta cred că e bun, că ne mai trezește la realitate, știi? Crezi tu? Ce, dacă te trezești, duci rece așa, nu se cred duc că și cumpără benzină cu petul acum, știi? Da. Cu sticle de 2 litri. Ca pe vremuri. Dar se face apel. Acum, proprietarii de benzinării au făcut apel să nu se mai vină cu pungi de plastic. Cum veneau în America, au venit cu pungi de plastic când a fost tot așa o panică cu benzina. La ei a fost panică pentru că unul dintre marii distribuitori a fost victima unui atac de tip ransomware și le-au blocat tot sistemul. În momentul în care nu mai putea să alimenteze și a fost penurie mare și se cumpăra oia, au venit sără cu pungile de un leu. Pe cuvântul meu, am văzut filmări, adică nu că erau trucași, ci erau filmări. Da, da, da. Oamenii veneau la pompă și, pac, după ce stăteau la coadă, umpleau o pungă cu un leu, făceau un nod și o puneau undeva. Deci oamenii tot altă business. O să fie premium 95 la 2 litri. Da. Și eu, bravo, cred, da. Și eu cred că o să mai apară, o să revină la modă dozatoarele tech. Da. Știi? Da, te duci și ții la pahar. Acum să știi că eu am văzut unii proprietari de BMW și mașini foarte scumpe din tot România, cu paharul câștigat la barbut, care își permit cum pun benzină la pet. Adică trage unul, știi, îl vezi, mamă, are o super mașină. E prima dată când se urcă la volan, n-a luat-o, a câștigat-o, dar nu prea avea benzină când a câștigat-o la barbut, așa că, bă, spune și mie benzină de 10 lei. 2 litri. Că atâta este. Da, nasol de tot cu Brexit-ul, da, ce să-i faci, să-i felicităm încă o dată pentru votul lor, dar Brexit-ul este o lecție pentru întreaga lume civilizată, da, în care votul cât de cât are valoare. Nu vorbesc de ruși. Acolo votul nu are nicio valoare. Poți să votezi ce vrei, că tot se știe dinainte rezultatul. Dar pentru țările în care votul cât de cât contează, pentru cetățenii acestor țări, Brexit-ul este o lecție permanentă despre ce se întâmplă când votezi fără să te gândești ce votezi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.